Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit la actualitatea. E drept că președintelui Iohannis este foarte dragă formula pas cu pas. Doar că în declarațiile sale referitoare la Schengen, un pas pare într-o direcție, alt pas în altă direcție. Și știm că asta se termină de obicei cu dreptul în stângul. O să vedeți imediat ce a spus președintele azi și ce spunea ieri despre perspectivele admiterii noastre pe 8 decembrie. Poate că a sucit-o din nou pe optimism pentru că se împlinește un an de guvernare PSD-o-penelistă pe care a moșit-o nemijlocit și care coaliție ne-a umplut zilele astea de mesaje auto-laudative mai ceva ca în Coreea de Nord. Așa că probabil era păcat să tulburi mesajele astea despre pensii, salarii, ajutoare, despre MCV și despre Schengen cu ceva pesimism, de altfel justificat. Așa că iar ne-au crescut șansele de ieri până astăzi. Sper doar ca președintele să își fi adaptat declarațiile la ce a povestit Bode despre noua lui întâlnire cu ministrul de interne austriac, care, zice Bode, nu are nimic cu România. Noi am mai văzut odată cum s-a întors de la Viena Lucian Bode după o întâlnire cu același ministru de interne al Austriei și ne-a zis atunci, acum câteva luni, că totul e bine, că Viena ne susține, ca acum mesajele de respingere am văzut să vină tocmai de la vârful guvernului austriac, de la cancelar. O să discutăm despre asta imediat. Și tot în emisiunea de față o să vedeți de ce Universitatea Babeș-Bolyai va analiza din nou teza de doctorat a lui Lucian Bode la doar câteva săptămâni după ce a făcut-o. Și această telenovelă pare departe de final, odată ce au apărut indicii că procentajul care miroase a plagiat e mult mai mare decât cel indicat inițial de experții de la universitate, drept pentru care universitatea vrea să-și refacă propria expertiză. Se pare că are și ea nelămuriri. Detaliem ceva mai târziu. Se împlinește, vă spuneam, exact un an de când a intrat la guvernare această coaliție PSD-PNL-UDMR cu Nicolae Ciucă în frunte, un an pe care, să vedeți de mâine încolo cât de festiv și festivist o să-l marcheze partidele din coaliție, deocamdată de câteva zile încoace se bat singure pe umăr în legătură cu creșterea pensiilor, cu ridicarea MCV, cu salariu minim, cu ajutoare pentru la iarnă, cu compensații la facturi și alte lucruri de genul ăsta. Dar noi o să vedem un pic o altă perspectivă acestui an de guvernare. La telefon în legătură cu noi este Cătălin Drulă, președintele USR. Bună seara! Bună seara! Acum, trebuie să o recunoașteți. Se laudă și se vor lăuda cu această poveste cu creșterea pensiilor, fie și doar cu 12,5% plus alte ajutoare, o grămadă de vreme de acum încolo. Se vor lăuda cu ridicarea MCV-ului. Cum puteți combate chestia asta? Da, noi chiar am lansat astăzi o carte neagră a guvernării PSD-PNL, în care am făcut analiza acestui an de zile de când Klaus Iohannis a adus PSD la guvernare și a nășit practic acest mariaj greu de imaginat între partidul domnului Ciolacu PSD și partidul domnului Ciucă PNL. Analiza noastră arată că rezultatele sunt cumplite pentru țară. Dacă ne uităm la economie, vedem cele mai mari scumpiri, cea mai mare inflație din ultimii 19 ani. Asta e de fapt și principala problema românilor. Da, au crescut și ratele la bănci de 4 ori în ultimul an. Pe partea de energie, dacă e să ne uităm puțin, 4 rânduri de reglementări într-un an, 3 ordonanțe de urgență, una anul trecut în noiembrie, apoi în martie, apoi în septembrie și acum ieri legea de aprobare a ordonanței de urgență și tot prost este. Vă spun că cu cea care a ieșit ieri din Parlament, oricât ne-am luptat noi cu amendamente care să fie rezonabile, iarăși vor fi mari probleme, vor fi probleme cu domiciliu, cu viză de flotant, vor fi probleme cu consumatorii, familii vulnerabile, de altfel, care sunt mai mulți pe același contor și care vor avea o plafonare, care nu au nicio plafonare prezentă și care vor avea o plafonare mai mare decât firmele, iar dacă vorbim de pensii, aici mi se pare, într-un fel, cel mai flagrant și cea mai mare bătaie de joc acestei guvernări. Și de ce spun asta? Pentru că de 6 luni, de 8 luni de zile se joacă un soi de bambilici în spațiul public cu procentele și până la urmă anunțul făcut
că cele că au luat în sfârșit o decizie în coaliție, nu acoperă nici măcar inflația. Ba mai mult, în toate aceste luni au lansat o temă absolut falsă, și anume că PNRR-ul, un așa zis procent pus acolo în PNRR, vezi doamne de USR, îi blochează să crească pensiile. Am făcut împreună cu colegii mei calculele și vă spun că până la a se atinge acel procent din PNRR puteau fi crescute cu 27% pensiile. Mai deci e vorba de acel plafon de 9,4% din PIB despre care am tot vorbit și pe care Budăi a tot insistat să îl renegocieze, iar Ciucă s-a dus la Bruxelles și s-a întors cu promisiunea că nu îi se va mai spune plafon, îi se va mai spune altfel, dar oricum cota rămâne. În mod halucinant, pentru că în prezent suntem la 7% din PIB, deci nu suntem nici pe aproape de acel plafon. Ba mai mult, știți, am fost și eu la Bruxelles săptămânile acestea, am discutat cu oameni din Comisia Europeană, există o stupefacție la nivelul Comisiei Europene, pentru că Comisia ne spune așa, aveți un plan, un PNRR foarte bun, printre cele mai bune dintre toate pe care le-au făcut statele membre din Europa. Problema este că la București acest guvern, în loc să implementeze acest plan, la care este foarte, foarte mult de muncă, practic fiecare ministru ar trebui să aibă probabil un departament întreg, un secretar de stat, o zi, două pe săptămână ale miniștrilor dedicate PNRR-ului și atunci cu greu s-ar atinge, pentru că e un plan ambițios pentru România. Ei bine, ei nu sunt în această situație. Singurul lucru pe care îl fac este să arunce perdele de fum, tot felul de renegocieri, să discute despre plan fără să facă nimic din el. Când punem toate lucrurile astea împreună și ne mai uităm și la latura etică, pentru că contează până la urmă, furtul-i furt și valorile și principiile de bază sunt valori și principii de bază. Ne uităm la licitații cu BMW-uri, la plagiate. Până acum sunt 4 miniștri din Guvernul României care au fost demiși și care toți au plecat cu tinichele de coadă. N-a fost o problemă, să spunem așa, doar de sub performanță. Domnule ministru cu tare de pe un portofoliu nu era chiar extraordinar. Au plecat miniștri pentru declarații grave care ne-au băgat în probleme geopolitice, la apărare, pentru plagiat domnul Câmpeanu, la fel domnul Florin Roman. Avem un prim-ministru acuzat de plagiat care iar poliția domnului Bode a declanșat o operațiune de compromat împotriva jurnalistei care a dezvăluit acest plagiat, iar apoi s-a aranjat dosarul prin metoda Coperta, care acum este investigată de procurori. Avem un ministru la interne, unde chiar astăzi am văzut și v-am auzit mai devreme vorbind de Universitatea Babeș-Bolyai, care va reanaliza. Da. Știți că și USR a făcut un efort de analiză, atunci am sesizat universitatea care s-a uitat fix la ceea ce am spus noi și a spus, da, este plagiat, dar știți, ne-am uitat doar la 3% și pe ăștia 3% i-am găsit plagiat. Acum o să uită la 18%, pentru că doamna Șercan a găsit încă foarte mult, ne-am spus să-i mult mai mult de atâta, dar nu e treaba noastră să facem această analiză. Eu mă întreb, dar oamenii care fac cercetare pe bune, oamenii care au o carieră academică și care vor să mă uită în oglindă și sper că mă aude cineva totuși de la Universitatea Babeș-Bolyai, cum puteți, unul la mână, să dați un doctorat care n-are niciun merit științific, că este o maculatură ce e acolo, l-am citit, vă spun personal, nu mă bazez pe analiza nimănui, am făcut cercetare în viața mea, dar puteți să vă uitați că au scris profesorul Cristian Preda și alții au făcut o analiză și doi care este plagiat. Asta este o rușine și o pată. Bun, pe obrazul să ne întoarcem la asta. Sigur că și valorile și principiile sunt foarte importante, doar că oamenilor probabil nu le ține de foame în prag de iarnă și nici de sentiment de siguranță, apropo de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cu facturile noastre și cu siguranța noastră geopolitică și așa mai departe. Și atunci mă întorc un pic, domnule Drulă, la chestiunea asta a lucrurilor pe care coaliția le-a făcut, le-a trecut, le-a împachetat de bine de rău într-un fel sau altul și le-a promovat în momentul de față și le cântă ode după ode în fiecare zi. Mă refer la chestia asta cu pensiile, repet, 12,5% e adevărat, nu e rata inflației din momentul ăsta și nici suma promisă de PNL cel puțin, dar e totuși undeva pe aproape, adică oamenilor li se dă ceva. Mai punem ajutoarele alea pe care le preconizează ei în trepte pentru anumiți pensionari. Mai punem compensarea facturilor de care vorbeam. Mai punem niște ajutoare iarăși pentru trecut iarna pentru niște persoane vulnerabile. Tabloul pe care îl prezintă în momentul ăsta este, să zicem, unul al unor realizări. Mai e și povestea asta cu MCV-ul, mă rog, coincidența a făcut să fie ridicat în această guvernare. Haideți să le luăm pe rând, pentru că
în momentul față nu e nicio pensie mărită. Și în toate lunile care au trecut în acest an, puterea de cumpărare a acelor pensii a scăzut în continuu. Va intra în vigoare această creștere care nu acoperă inflația. În același timp, pensia medie specială este de 8 ori mai mare decât pensia medie contributivă. Iar de la 1 ianuarie vor intra în vigoare încă niște 10.000 de pensii speciale, cele ale primarilor. Pentru pensiile speciale cele ale parlamentarilor. Cele care au tot fost prorogate până acum. Au tot fost prorogate și dacă nu se întâmplă nimic și pare că nu se întâmplă nimic, noi avem un proiect la Senat blocat al USR-ului de abrogare definitivă și la fel unul pentru parlamentar blocat în birou permanent de domnul Ciolacu. Aceste pensii ale primarilor vor intra în vigoare. Noi am estimat că o să coste 1 miliard de lei. De acest 1 miliard de lei impact bugetar puteau fi crescute cu mult mai multe procente pensiile contributive. În general vorbind, asta este o reformă care chiar în PNRR. Eliminarea pensiilor special, revenirea la o formă de contributivitate, le spun celor care ne ascultă că acei primari deja au pensii normale bazate pe contributivitate și parlamentarii la fel, ci aceste pensii speciale vin peste. Deci asta e cu pensiile. E o bătaie de joc pentru că ceea ce spune și PNR-ul este că... Mai rămâneți câteva clipe la pensiile astea, pentru că referitor la astea speciale vedem că se trage de timp de nu știu câtă vreme, din magistratură și probabil chiar și din apărare au început să plece oameni. Umblă vorba că, mă rog, le-ar conveni celor de la putere să mai plece niște oameni din justiție, că na, se mai instrumentează mai greu dosarele de acum încolo. Dar dincolo de asta, totuși, cum credeți că o să fie abordată problema asta până la sfârșitul anului, când e termenul? Este un jalon PNRR. Asta e un lucru extraordinar de bun, că acest plan, care a fost coordonat de un ministru USR Cristian Ghinea și un vicepremier USR Dan Barna, dar e un plan al României, că reformele acelea nu sunt pentru unul sau pentru altul, sunt pentru România. Și acolo este și această normalizare a pensiilor speciale prevăzute, dar și ca indexarea pensiilor să se facă pe baza unor formule statistice fixe. Astfel încât să nu mai existe astfel de discuții în care vine un partid și aruncă un procent, celălalt vine și aruncă mai mult și până la urmă e o formă de umilință pentru pensionari, da? Faptul că e un concurs între politicieni care dă mai mult eu sau tu. Asta e cu pensiile. Dacă vreți, discutăm și despre MCV și despre energie, că pe toate aceste domenii, dacă ne uităm la MCV, de exemplu, mi-a crăpat un pic obrazul de rușine când i-am văzut. Păi, Bulgariei i-a fost făcută recomandarea de ridicare, adică ce s-a întâmplat și pentru România, recomandarea de ridicare acum 3 ani, în 2019. Dar mai mult de atât, noi avem acum un mecanism mult mai puternic decât MCV-ul, mecanismul rule of law, mecanismul privind monitorizarea statului de drept. Și de ce spun că e mai puternic decât MCV-ul? Pentru că acel mecanism, dacă nu respectă regulile unui stat de drept, dacă nu acționezi în direcția independenței justiției, blochează fondurile europene. Bun, dar asta se aplică tuturor membrilor Uniunii Europene. Absolut. Păi absolut, logic, asta puteau să ne ridice de mult MCV-ul și să ne lase cu ăsta care ziceți că e mai dur, că avea toată lumea de câștigat. Să știți că dacă vă uitați pe raport, asta și scrie. Ce, domnule, asta e un mecanism vechi de 15 ani, MCV-ul rămăsese doar pentru România, oricum că nu mai era în Bulgaria. Era un mecanism care se referea doar la niște condiții de la aderare. Atunci la aderare, în 2006, în 2007 s-a făcut aderarea, dar în 2006 s-a existat o discuție, a existat niște rezerve și a spus, bine, ok, vă primim, dar vă mai lăsăm și mecanismul ăsta. Deci asta era o chestie care era cu viață, cu durată de expirare limitată. Mecanismul rule of law și reformele în justiție care trebuie bifate în PNRR, acelea, și o spun din fericire, sunt niște mecanisme mult mai puternice. Deci nu există niciun motiv de sărbătoare în acest moment pe această zonă. Bun, cât despre Schengen, ca să încheiem cu asta, pentru că o să mai vorbim ceva mai încolo în emisiune, să arătăm și declarațiile președintelui, contradictorii adminteri legate de reperul 8 decembrie. Ce simțiți aici? Pe Schengen, în primul rând vreau să spun foarte clar că eu și USR susținem din toată inima și credem că România, poporul român merită să fie în Schengen. De altfel, aici este și dilema europenilor, pentru că toată lumea simte și crede că poporul român merită să fie în Schengen. Dacă e cineva care să ne împiedice, sunt acești guvernanți. Pentru că ce am vorbit noi mai devreme în zona de carte neagră sunt lucruri care ajung și în capitalele europene, prin reprezentantele diplomatice pe care le-au aici. Ce vreau să vă spun este că eu am un semnal clar de la Bruxelles din discuțiile pe care le-am avut cu lideri europeni acolo,
că acum e momentul, pe 8 decembrie. De aceea am fost foarte surprins de declarațiile președintelui Iohannis de ieri, în care făcea din 8 decembrie un termen relativ și spunea că mai putem să stăm o lună, două, trei. Nu. Președinția cehă a Uniunii este o oportunitate unică. De altfel, de la 1 ianuarie, președinția Uniunii Europene va fi preluată de Suedia, care știm că este un stat cu o dezbatere internă politică dificilă legată de aderarea unor noi state la Schengen. S-ar putea să fie mai complicat de atunci încolo. S-ar putea să ne ducem către 2025 dacă ratăm acest moment. Noi am făcut tot ce ține de noi. Am mers, colegii mei care sunt europarlamentari, Vlad Botoș și eu am fost la Bruxelles, am avut repetate discuții, le-am explicat că nu are rost pentru niște politicieni care nu fac ce trebuie cu țara să sufere poporul. Păi vedeți că cei de la PSD au confundat discuțiile astea de care ziceți dumneavoastră cu unele răuvoitoare, pentru că ei spun, domnule, din cauza ăstora de la Renew Europe, de la Repair, de la USR, nu intrăm în Schengen, că ne vorbesc de rău pe acolo. Sau, să știți că și-au legat și lăturile într-un hal cu acest tip de argument fals, de altfel pentru că cele două țări care acum sunt cu problemele cele mai mari, în Suedia e vorba de socialiști, da, care se opun, și în Austria e vorba de un partid de la PP, colegii PNL-ului. Pe partea Renew a grupului democrat-liberal în care facem parte, lucrurile sunt destul de rezolvate și există o declarație clară a Renew că susține această aderare. Nu, foarte clar a fost poziția noastră permanent, le-am spus-o și celor din Europa că e important pentru români, pentru poporul român să intrăm în Schengen acum și să separăm cele două planuri. Avem suficiente mecanisme în Europa, avem mecanisme privind statul de drept, pentru că dacă continuă derapajele de genul celor care am vorbit, să fie sancționate pe viitor cu România în Schengen. Da, Cătălin Drulă, președinte USR, mulțumesc foarte mult. Sigur, este un tip de analiză a guvernării și a unui an de guvernare. O să o facem și pe cea cu comentatorii noștri în platou. Alexandru Coita, consultant politic, bună seara. Bună seara. Și în legătură cu noi, jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, bună seara, mulțumesc. Bună seara. Da, e un an de guvernare marcat, Alex Coita, de acest episod al deciziei cu pensiile. Că telenovela asta și-au creat singuri telenovela asta, nu știu dacă deliberat sau nu, cu procentele legate de pensii, cu chiu cu vai au încheiat-o, sau mă rog, i-au încheiat prima parte, că acum urmează partea cu laudele despre subiectul ăsta. Nu s-a terminat chiar de tot, dar mă rog, o să vedem. Și da, e un an de guvernare PSD-stopenelistă, moșită, trebuie să mai spunem încă o dată, de Klaus Iohannis, cu subiect și predicat și cu asumarea acestei chestii, după ce dădusem PSD cât cuprinde. Asta este absolut clar. Pe de altă parte, ascultându-l pe președintele Drulă, îmi dau seama că este extrem de greu pentru cei din USR, practic singuri în opoziție, pentru că nu putem considera că Partidul Aur are vreo tangență cu opoziția sau cu zona mainstream, normală a politicii. Este foarte greu pentru ei să fie înapoi în opoziție, după ce, aflându-se la guvernare alături de PNL, au fost dați afară prin voința președintelui Iohannis și fără să arate mare lucru în perioada în care au stat la guvernare. Deci nici măcar nu pot face referință la anumite succese. Eu aici dați-mi voie să nu fiu chiar de acord cu afirmația asta cu au plecat dați afară. În primul rând că au ieșit de la această guvernare. Poate e adevărat în culise presați cât cuprinde, dar exact asta e problema după părerea mea. Că n-au rezistat mai bine și mai mult în această guvernare. Corect. Ca acum să reproșeze că uite câte lucruri nu s-au întâmplat. E clar că au rămas cu frustrări. Poate mai stăteați pe acolo. E clar că au rămas cu mușchii încordați, da. Și rezistați. E clar că au rămas cu frustrări. Da. E clar că au fost un partener incomod pentru PNL. Nu mai intrăm acum în detalii. Aș face o singură nuanțare, pentru că mi se pare fair să zic asta. Că nu vreau să se pare că am neapărat sunt aici ca să îi contracarez pe cei de la USR. Există o polemica e bună, noi încurajăm excepție, la emisiune, am mai stabilit asta. Da. Nu vreau să pare că există partii priori aici, că nu există. Există o excepție notabilă la ce am spus mai devreme și chiar excepția o constituie mandatul de ministru la transporturi al lui Cătălin Drulă, care a fost poate cel mai bun mandat de ministru la transporturile până la acea dată. Mă rog, scurtuț. Deci, ce să zic? Ca dovadă, ca și preluat partidul. Înseamnă că cei din USR au înțeles că practic au un război cu niște chioșcuri, proiecte începute cu autostrăzi, cu nu știu ce, dar mă rog, greu să evaluezi. Pe perioada mandatului, părerea mea este că s-a mișcat foarte bine și războiul a punctat foarte bine și a arătat care vână politică. Deci, să nu, ca asta o spună, ca să conchid. Deci, pe scurt, dacă ne referim la guvernare,
a fost un an care a fost așa cum a fost. Adică el oricum ar fost un an greu. Hai să nu ne amăgim, că nu a ținut nici de Iohannis, nici de, de Nicolae Ciucă, nici de Ciolacu faptul că avem astăzi inflație și suntem în situația asta. Dar, într-adevăr, ce trebuie, din punctul meu de vedere, taxat în termeni fără echivoc, este faptul că s-au jucat nepermis cu subiectul pensiilor, s-au jucat nepermis cu subiectul plafonării sau reglementării prețurilor la energie și pentru la iarnă, și asta arată că există o lipsă de maturitate și un instinct politicianist care mie mi se pare că ar trebui să cam dispară. În acest an, Ioana Enedogioiu, coaliția, am impresia că s-a jucat numai cu asta, cu marea chestiune a prețurilor la energie, cu această codiță a pensiilor care trebuie crescute, cumva din același motiv, că s-a scumpit foarte mult energia și pe lanț au avut loc și alte scumpiri. Dar de fapt coaliția un an de zile s-a ocupat cu chestiunea asta, până când ne-a venit până aici să mai auzim despre lucrul ăsta. Nu cred că s-a jucat, adică nu cred că a fost o chestiune voluntară, hai să mai aruncăm, hai să ne jucăm. Pur și simplu cred că este o guvernare atât de incompetentă încât nu sunt în stare să găsesc o soluție fezabilă, coerentă, pe care să o transmită corect și în timp util. Nu sunt în stare. Și atunci fiecare încearcă să evite costuri electorale, să arunce pe celălalt, să cumva să taie colțuri, să o ia pe scurtături și până la urmă să facă niște medii aritmetice, pentru că acest 12,5 de fapt ce e? O medie între 15 cât voia PNL și 10 cât voia PSD, nu? Nu e foarte greu de calculat. Despre ăla 6,2% vehiculat chiar de Ciucă s-a uitat până la urmă în ultima zi, că era prea... Da, a căzut în mare. Dar problema de fond mi-e asta, mi se pare. Incompetența înfiorătoare a acestei guvernări. Și cel mai bine ea nu este reflectată de chestiunea pensiilor. Chestiunea pensiilor, mă rog, până la urmă, după, este reflectată în chestiunea energiei, în care am avut nu știu câte ordonanțe anul acesta, în care oamenii ăia, bun, hoți, nehoți, ticăloși, neticăloși, speculanți, nespeculanți, au trebuit să-și modifice softurile de nu știu câte ori. Nu s-au emis facturi pentru că nu mai știu cum să le emită. Adică e îngrozitor cum au zăpăcit această piață a energiei și asta se va vedea pe termen lung. Deci marea problemă nu mi se pare mie un joc, ci mi se pare o incompetență. Dar dacă îmi permiți, în privința domnului Drulă, l-am ascultat cu atenție și m-am plictisit îngrozitor. Nu e un reproș la adresa emisiunii, evident, ci adresa domnului Drulă, pentru că spune aceleași lucruri, spune ceea ce aș putea să spun și eu, ceea ce ar putea să spune și domnul Coita, ceea ce ai putea să spui și tu, ceea ce aș așteptat eu de la USR ar fi fost în primul rând o asumare. Hai să încetăm cu povestea cu am fost dați afară. Am plecat, da? Am plecat. Am greșit sau n-am greșit că am plecat? Am plecat de bună voie, fluturând demisiile. Hai să nu mai mistificăm realitatea. Și doi la mână. Nu veni cu analize politice, că astea și economice, că astea le facem toată ziua la televizor. Vină cu cartea albă a soluțiilor. Arată-mi cum se poate face, ce se poate face. Nu sta în ploaie, zice oameni care stau în ploaie de noiembrie, zgribuliți în mijlocul unei piețe goale și spun, vai ce rău e cu PSD la guvernare. Păi, da! Dar tu ce ai făcut să fie PSD la guvernare? Ai plecat frumos în colonat și cu demisia așa. Da, e și asta o strategie probabil de a-ți construi o creștere în opoziție. Apropo de asta, pentru că noi am arătat aseară cum a început un fel, deja a început o campanie electorală și un război al declarațiilor și al autolaudelor între PSD și PNL, cele două componente majore ale coaliției. Astăzi o vă mai arătăm o repriză, unele pe care le adăugăm celor de ieri. Dom'le, în fiecare zi vin și se bat singuri pe umăr. Mai adaugă câte ceva, după ce ne-au zis ieri alaltăieri cum a crescut fiecare pensiile de fapt, că fără el nu creșteau pensiile, ne-au zis că noroc cu noi PSD-ul, că e atâta. PNL-ul a zis întotdeauna marile reforme s-au făcut cu un prim-ministru liberal în țara asta. Azi vin și spun, plusează, PSD-ul zice, cu noi la guvernare, România a intrat în NATO, a intrat în Uniunea Europeană, a scăpat de MCV, iată. Acum e gata să adere la Schengen. Mai vedem. Cu PSD la guvernare, România a îndeplinit toate standardele europene,
în privința justiției, asta mi se pare cea mai tare. Da, sigur, nimic nu împiedică pe oamenii ăștia să se laude. O să vedeți imediat și ce zice PNL-ul despre pensii. Sunt niște discursuri prin care ei practic se adresează bazei lor electorale, votanților PSD în speța de față, din ce vedem pe ecran, și în cazul declarațiilor PNL, votanților PNL. Sunt niște declarații de îmbărbătare. A început, nu? A început deja. Păi ei trebuie să-și țină activ electoratul. Asta apropo de ce face Drulă și ce fac useriștii. Unul neutru sau independent, care nu e neapărat afiliat unei tabere, stă și se uită la declarație și spune într-adevăr, are dreptate Marcel Ciolacu. Cred că o să votez PSD la următoarea lege. Nu se pune problema așa. Deci sunt niște discursuri cu care merg în teritoriu, vorbesc cu oamenii lor, cu activiștii de partid, membrii de partid, le dau curaj ca să mai stea acolo, că na, e o perioadă de intermezzo, dacă vreți, între ce a fost în 2020 și ce va urma în 2024, un an cu patru campanii electorale. Deci trebuie să-și țină oamenii activi. Nu cred că sunt discursuri care să rupă norii, să shiftuiască, să mute electoratul dintr-o parte în alta. Dar aș vrea, ca să punctez foarte pe scurt, să completez puțin ceea ce spunea doamna Dogioi, apropo de USR, total de acord, și să adaug faptul că, într-adevăr, celor de la USR le lipsește o temă cu care să capteze atenția publicului. Ei, practic, de când au ieșit, de când s-a finalizat toată povestea cu PSD-ul lui Dragnea și cu așa mai departe hashtag și anticorupția, ei nu mai au o temă. Și vedeți că ei patinează puțin pe teme din acestea minore, reciclate, puțin perimate, cum sunt plagiatele, nu zic că nu sunt legitime, dar sunt, din punct de vedere al impactului, părerea mea este că sunt vechi, sunt perimate, nu au darul de a capacita electoratul. Să vină nou, adică decât să se lege de ce și, se întâmplă, și eu cred că ar trebui să dau niște creșteri de pensii, nu sunt suficiente. Se ridică MCV, da, dar nu e meritul vostru, rămăsese ultimii fraieri ai Europei și nu știu ce, adică tot felul de lucruri. Trebuie să vină cu o temă care să fie în același timp o temă pozitivă sau să vină cu alternativă și emoțională, pentru că dacă nu e o temă care să genereze emoție, nu acum să ajungă la oameni. Acum, nu mai știu, emoție nu, decât frig, acum insecuritate, facturi, ce poate să îți stârnească emoție momentul ăsta? Astea nu sunt temele lor, sunt temele eventual unor populiști de la AUR, pentru că acolo se joacă foarte mult cartea asta a fricii. Deci nu sunt pe un teren favorabil cei de la USR. Nu păi știu ce mai rămâne? Valori și principii. Nu furați, nu plagiați, viziune, nu niște puneți măsuri, nu primari traseiști, nu? Nu? Păi despre asta vorba. Sunt vechi. Oamenii au obosit. Eu cred că electoratul USR s-a cam plictisit de aceleași teme. Vede că trec ani, îmbătrânesc și ei, da. Și avem aceleași discuții. E un motiv de gândire. Nu știu, noi nu suntem aici ca să le dăm sfaturi, absolut, dar nu, suntem nu. Curioși să vedem cu ce să vină. Eu îmi doresc să vină cu ceva, pentru că e nevoie puțin să revitalizăm tot dialogul democratic, pentru că eu m-am plictisit un pic să vedem PSD cum PNL cum se, și PNL cum se hârjonesc, fac sparing și cei de la USR cu aceleași teme. Adică cred că democrația în România suferă un pic și ar fi bine mai să devreme, Ioana, adică se antrenează pentru un eveniment care s-ar putea întâmpla mai devreme decât la termen, nu mă refer la alegeri neapărat, la pregătirea pentru alegeri, la plasarea în opoziție cu celălalt. S-ar putea să vedem chestia asta mai degrabă, mai devreme decât în 2024, prin tot ceea ce vedem în momentul ăsta ca declarații? Noi am făcut. În România nu au existat alegeri anticipate până acum. Mi se pare că doar atunci când a acoperit Stolojan, domnul Stolojan, perioada aia de... Nu, dar ieșiri de astea de la guvernare intempestive au avut loc. Ieșiri intempestive de la guvernare au avut loc. Numai că de data asta, dacă ar fi să iasă unul dintre ei de la guvernare, mai probabil PSD, mai posibil, nu mai probabil, nu mai are cine să guverneze. Pentru că nu cred că cineva este atât de sinucigaș încât să se ducă minoritar spre alegeri în actuala configurație, în actualul context economic. Și nu mai e cum să faci, cum să-i mai aduni, să faci o majoritate pe partea cealaltă în care să-l aduci înapoi pe Orban, să-l aduci înapoi Reperul. Duci USR-ul, să faci UDMR-ul, e o nebunie, nu se poate. Și atunci, dacă se iese, înseamnă anticipat. Vom avea această premieră în politica românească? Nu știu ce să răspund. N-aș exclude cu totul. Bun. Deci nu se iese, dar în orice caz se face antrenamentul pentru 2024, încă de acum, din momentul vorbirii. Jocul va fi la rotație. La rotativa aia minunată de premieri. Acolo, până la urmă, PSD-ul și mai precis domnul Ciolacu trebuie să ia decizia dacă dorește să preia guvernarea înainte de alegeri. Dacă dorește să o preia, ceea ce este foarte riscant pentru domnia sa, ok,
se va merge mai departe. Dacă nu dorește să o preia, atunci va găsi un motiv de tip energie, pensii, ceva, da, ca să rupă căruța și să intre acum în anticipat. Să mai punem un pic pe ecran acea declarație a doamnei Turcan, care era așa oarecum dubitativ legată de ce se va întâmpla, că PSD-ul încearcă mereu să le tragă preșul de sub picioare, așa, liberalilor și că din perspectiva PNL protocolul se respectă, rocada se face, adică domnule, noi nu o să blocăm această rocadă, dar înțeleg eu de la doamna Turcan, ea se îndoiește și o bună parte din PNL se îndoiește că această rocadă chiar va avea loc, că o vrea PSD-ul. Adică pe fond noi plecăm de la premiza că respectăm protocolul și mai zicea doamna Turcan în același interviu, am auzit și eu așa prin media că PSD-ul ar avea acest gând sau că ar putea exista acest scenariu să iasă. Eu cred că o să vrea PSD-ul. Și știți de ce cred că o să vrea PSD-ul? Pentru că hai să ne uităm puțin în perspectivă. Să ne uităm la economie, da? Ne putem aștepta la o scădere economică, poate la o recesiune tehnică, poate la ceva mai grav. Dar, acum, dacă ar fi să fac o previziune, mergând pe intuiție și coroborată cu niște date din piață, nu cred că o să fie totuși o criză atât de gravă, pentru că nimeni nu-și permite o astfel de criză. Așa că este posibil să avem un soft landing, cum se spune, adică o aterizare mai lină a economiei. Și e posibil în egală măsură ca până în 2024 să se vadă niște aspecte pozitive. Cum ar fi? Niște autostrăzi finalizate, niște măsuri care să se simtă un pic, niște creșteri de pensii care să fie potențate de o guvernare a PSD. Deci este și plus că, într-un calcul politic pragmatic, un partid va dori mereu să fie la guvernare pentru că acolo se află resursele. Dacă pe de altă parte și mai dacă un argument ține aproape și pe celălalt într-o coaliție, chiar dacă se războiește cu el, cu atât mai bine, nu? Dacă poate ține să-l țină banii mai aproape de dacă poate piede. Să-l țină aproape, da, și să puncteze în continuare la nivel de comunicare așa cum a făcut-o până acum, eu cred că PSD nu trebuie să se teamă de guvernare, deși înțeleg și celălalt argument al vulnerabilității unui partid care intră în alegeri din guvernare fiind erodat inerent. Deci eu cred că vor rămâne la guvernare, cred că Ciolacu își va asuma funcția de premier și cred că va dori să o folosească ca pe o trambulină spre Cotroceni, sincer. Da. Am văzut că PSD-știi aproape că s-au lăudat și cu intrarea în Schengen, adică au pus-o acolo pe listă să fie, cu suntem la un pas de. Pasul ăsta, cum ziceam la începutul emisiunii, nu știm nici în ce direcție se face, că în fiecare zi ai senzația că se schimbă. Și nici cât de mare e, de fapt, adică cât de mare mai e pasul ăsta până la Schengen. Ieri președintele, vă amintiți, ne spunea că s-ar putea să fie mai mare, adică să avem de străbătut mai multe luni decât cele câteva săptămâni cât au mai rămas până pe 8 decembrie. Astăzi însă pare că s-a răzgândit. Ieri dădea de înțeles că votul din Consiliul Jai ar putea fi amânat, ca toată lumea să fie liniștită, să-și primească toate răspunsurile. Acum zice că e foarte probabil să avem pe 8 decembrie un vot și să mai fie și favorabil pe deasupra. I still see it possible and I think that we still have enough time to sort out all the problems. It is true that some of our friends came up with new questions, but we are ready to collaborate, we are ready to find solutions, and we are ready to proceed to a vote on the 8th of December. It is not that some issues are brand new. It is just that some partnerships have to be consolidated. Some issues have to be discussed in a larger format. And in my opinion, all this is still doable before we have the discussion on the 8th of December. Deci iar părem optimiști azi, ce să se fi întâmplat, să fi sunat vreun telefon, să fi intervenit vreun aliat puternic, Ioana? Eu cred că situația chiar este foarte fluidă. Cred că este extrem de fluidă în acest moment, pentru că se joacă pe toate planurile. Din ce știu eu, există presiuni inclusiv din partea pe linie NATO, din partea Statelor Unite pentru această recompensare a României cu intrarea în Schengen. Deci,
Încă totul este foarte fluid, foarte fluid. De aceea cred că și președintele practic nu schimbă neapărat, adică nu spun că informațiile pe care le primește diferă de la o zi la alta, spun că în fiecare declarație își deschide câte o variantă, da? Adică ieri a lăsat un pic mai jos așteptările și a zis hai să nu o dăm ca certă. Astăzi a venit și a spus, probabil și văzând ce efect a avut declarația de ieri, stați un pic, în 8, nu este închis. Adică nu o luați ca pe gata, s-a terminat, eu de fapt v-am dat anunțul așa mai voalat. Nu, e exact cum v-am zis, încă se joacă și da, încă se joacă foarte, foarte strâns. Adică, ce se joacă? Ce e de jucat zilele astea oare? E de jucat politica internă a statelor care acum încă au rezerve. Pentru că acolo tema migrației este foarte importantă și în general tema migrației a revenit extrem de puternic, chiar dacă, mă rog, nu mai vedem ce vedeam în 2016, vapoare cu bărci, pentru că nici nu se mai vine cu bărci de altfel. Se vine cu avioane la Belgrad, că acolo e ruta, de fapt. Aici Austria nu are dreptate, ruta este pe la Belgrad, pe acolo se intră, Belgrad are poziție, o politică de viză extrem de permisivă, intră pe acolo și după aia forțează prin Ungaria eventual. Dar tema migrației e mare, ei se tem de o nouă extindere și noi nu am reușit să dăm încredere. E un adevăr, trebuie să ni-l asumăm. Da, temele sunt de politică internă, dar de ce se răsfrâng ele asupra noastră? Pentru că noi nu am transmis de la București încrederea că dincolo de faptul că avem aparatură, avem tot ce ne trebuie, avem dotări, avem, ele sunt și bine folosite, ele și funcționează. Nu uitați, România va da vize pentru tot spațiul Schengen. Cine primește viză pentru România, primește viză și pentru Paris, Austria, Portugalia sau ce vreți dumneavoastră. Deci lucrurile astea trebuie, eu le înțeleg până la un punct, le înțeleg neîncrederea în România. Pentru că noi nu proiectăm încredere. S-a dus domnul Bode. Dumnezeule, exact domnul Bode era momentul să facă acest exercițiu de captare a încrederii. Nu? Deci domnul Bode e același domn Bode care s-a mai dus în ianuarie, a vorbit cu același ministru de interne și a venit de aici cu concluzia, neconfirmată de partea cealaltă, că Austria e ok, ne susține. Că acum să aflăm de la ministrul de interne și de la cancelarul Austriei că nu ne susține, că ei se opun. E lost in translation, domnul Bode. Da, probabil. Acum s-a dus iar domnul Bode. Eu doar sper ca domnul Iohannis să nu-și fie adaptat declarația de azi în funcție de ce a vorbit cu domnul Bode. Că nu e un barometru domnul Bode. Eu vă spun altceva, dacă îmi permiteți. Ideea este următoare. Înțeleg că lumea bună din România, la fel ca Statele Unite, este foarte critică sau autocritică. Și asta nu e un exercițiu rău. E bine, pentru că asta ne impulsionează să mergem mai departe. Însă, noi trebuie să înțelegem puțin că în relația cu partenerii europeni și partenerii externi, noi nu avem voie să ne exhibăm aceste dubii astfel încât să ne facă autosabotăm. Deci unul este că noi nu suntem mulțumiți cu clasa politică din România, cu problemele din sistemul de justiție, cu faptul că drumurile au gropi, că nu știu ce, nu știu când avem apă caldă în București, că țevile sunt curge. Deci asta este normal. Atunci când te prezinți în plan diplomatic și inițiezi un dialog politico-diplomatic, rolul tău este să îți aperi țara cu argumente. Și nu poți să zici, domnule, într-adevăr, nu reprezentăm foarte bine. Într-adevăr, n-a mers scannerul din port, n-a mers radarul când au intrat drogurile. Dar tu nu poți să spui asta. Noi putem să spunem asta aici în emisiune. Și vă mai spun apropo de Austria. Haideți să fim serioși. Deci câtă ipocrizie să ai când ești un stat cunoscut prin legăturile tale la nivel, diverse niveluri cu Estul, când a avut un mega scandal de corupție, cred că nici Adrian Năstase, sau ce era în 2012, nu s-a comparat cu scandalul, cu mizeria care a fost descoperită în politica austriacă, vii tu să spui că nu ai încredere în România. O țară care de bine, de rău, da, ok, poate e condusă de niște oameni Olanda mai degrabă. Olanda rezultă că are niște probleme cu traficul de droguri în portul ăla în Rotterdam, cât deci, la cer. Eu zic că este o dovadă de, și Olanda e de lipsă probabil, de colegialitate, este o dovadă de politicianism și este o dovadă de, în cazul unor state, de permeabilitate la anumite interese care nu sunt europene. Îmi pare rău să spun. Da, nu, e clar cum că noi mai avem chestia asta, eu tot întreb. Mai avem multe de rezolvat. Cine ne pune noi bine care să intervină și să echilibreze raportul ăsta, exact cum spunea Ioana mai devreme. Ai niște probleme interne, foarte bine, trebuie să ții cont de ele,
Dar ce poate să vină din partea cealaltă mai puternic decât problemele astea interne, frecușurile astea politice interne, încât să te convingă să susții România? Să-ți dea Scholz telefon, să-ți dea Biden telefon. Pentru că așa este corect și normal, pentru că ești membru al Uniunii Europene. Păi, bun, dar să vede că e politică. Dacă vrei să fii membru și ai pretenția ca România să joace după reguli, atunci și tu trebuie să joci după reguli. Da, este un vot politic în Consiliul Șai, dar votul ăla este fundamental. Păi nu implică nimeni să fie ipocriți, că sunt deja acolo. Deci, noi suntem aia care vrem să intrăm și trebuie să-i convingem. Nu vrem să intrăm. Le punem degeaba oglinda în față, că sunt ipocriți. Se face o favoare, da, sunt ipocriți. România a îndeplinit toate criteriile din 2011. Despre ce vorbim aici? Da. Tot restul este cancan. Concluzie. Acum, haideți să fim totuși corecți. Austria nu a invocat corupția, Austria nu a invocat MCV-ul. Austria a invocat traficul de migranți. Care nu are legătură cu România. Traficul de migranți, despre care ea spune, justificat sau nu, din datele pe care le avem, nu pe ruta nu este prin pe cea pe care o spun ei, Grecia, Bulgaria, România, ci este prin Serbia. Dar este vorba de migranți care vin din Africa și Asia. Bun. Ei asta au invocat, n-au invocat. Ei pot să invoce orice. Rezultă că n-au dreptate. Nici droguri n-au invocat. Acum, ce trebuia noi să facem, de fapt? Exact ce ai spus. Noi trebuia să ne găsim acei avocați activi. Adică nu e suficient ca domnul Scholz să spună, da, noi susținem, suntem de acord, ci domnul Scholz să pună mâna pe telefon, să dea telefon la Viena și să zice, hai bă, că avem treaba acum, trebuie să-i băgăm pe ăștia, da? Bine, simplific puțin lucrurile. Așa cum, din ce înțeleg, din informațiile mele, încearcă să facă chiar Statele Unite. Deci, mai ales că ăștia merită. Adică dacă îi fi zis, domnule, suntem în ultimul hal și nu meritam, părea ilegitim. Dar așa e chiar, da. Da, faptul că domnul Scholz spune, da, e foarte bine să intre. E una. Să punem mâna pe telefon, e alta. Și da, noi plătim polița neîncrederii pe care am generat-o. Asta e, trebuie să o admitem, trebuie să o privim în ochi și să nu mai facem asta pe viitor. Am generat neîncredere, culegem neîncredere. Și pe care am autoalimentat-o, din păcate. Da. Ne întoarcem în câteva momente. Tot despre domnul Bode vorbim și despre câtă autoritate are domnul Bode în condițiile în care scandalul plagiatului e departe de a se fi terminat. Rămâneți cu noi! Da, ne întoarcem în direct și ne întoarcem și la ministrul de interne Bode. Scandalul de plagiat care planează asupra domniei sale e departe de a se fi încheiat. Jurnalista Emilia Șercan spune că a descoperit suspiciuni de plagiat în 65 de pagini ale tezei. Probele ar demonstra că s-a plagiat în proporție de 18,5% în teza de doctorat și nu doar 2,95%, cum a stabilit o anchetă făcută de Universitatea Babeș-Bolyai. Și în urma acestor suspiciuni, Universitatea Babeș-Bolyai procedează la o nouă analiză. Este declarația oficială a rectorului Daniel David, a Comisiei de Etică de acolo, care spun că dacă apar suspiciuni noi și iată că au apărut, ele vor fi analizate de Comisia de Etică. Deci se trece din nou la o analiză a lucrării. Ce spune, ca să dăm și partea cealaltă, domnul Bode după această acuzație? El spune așa: pentru analize valide există legi și există instituții abilitate care trebuie să își facă treaba. Alex Coita, Păi una din instituții e chiar universitatea, nu? Că nu s-a apucat să cerceteze degeaba. Da, din păcate vedem aici cum scandalul acesta al plagiatului lui Bode riscă să afecteze imaginea poate cele mai prestigioase universități din România. Mă refer la UBB. Din păcate, aici părerea mea este că cei din Cluj au greșit. Adică în momentul în care ești pus se servește pe tavă un cartof fierbinte, delicat, complicat, tu trebuie să, nu poți să, adică alegi între ideea de a păstra anumite conexiuni pozitive, energie pozitivă în anumite conexiuni cu IS politic și de a face o analiză riguroasă 100%, astfel încât să reiasă, să-ți speli imaginea, pentru că deja ai o problemă prin prisma faptului că, practic, tu cu universitate ești acuzată că ai acceptat un candidat la doctorat cu o teză care ar fi posibil plagiat. Hai să lămurim un pic pentru cei care ne privesc. Deci, înțeleg că ne spuneți că universitatea e atât de dornică să reanalizeze teza pentru că a fost prinsă deja pe picior greșit. Deși a spus că 2,95% nu înseamnă plagiat. Acum e foarte dispusă să zică mai analizăm o dată dacă au apărut probleme. Nu e nicio problemă. Dar eu țin minte că discutam chiar în acest studio. Nu a rezultat. Din ce mai țin eu minte că s-a analizat doar o bucățică, au extras o biopsie, dacă îmi permiteți această metaforă din teza a domnului Bode.
Mie mi s-a părut că rezultă că s-a făcut o analiză a tezei lui Bode. Ei zic că am analizat cât am primit spre analiză, nu? Cam asta am înțeles eu. Adică ei nu au acces la teza domnului Bode. Adică deja, asta zic, patinează pe o gheață destul de subțire cei de la UBB. Deja ei... Noi l-am întrebat pe domnul profesor Daniel David dacă dorește să ne comunice un punct de vedere legătură. Asta ne-a spus că nu dorește să intre în emisiune și să discute deocamdată subiectul ăsta, ca să nu se facă vreo asociere cu un demers politic, spune domnia sa. Și da, există acest demers politic început de cei de la USR în legătură cu subiectul ăsta. Ne zicea și Cătălin Drulă mai devreme. Ioana, cu ce avem de a face aici? Cu o universitate care e pusă acum, de fapt, sub lupă că a greșit și că a dat ok unei lucrări cu multe suspiciuni? Sincer, cu un exercițiu de neputință. Pentru că dincolo de ceea ce se va descoperi sau nu se va descoperi, nu sunt eu în măsură să spun dacă domnul Bode a plagiat sau chiar nu sunt. Deci dincolo de ceea ce se va descoperi de această nouă comisie, înțeleg că va avea și o componentă internațională, uh-huh. Avem decizia CCR numărul 364 de anul acesta. Ce ne spune ea? Că nu mai e posibilă retragerea niciunui titlu de doctor din momentul în care el a intrat în circuitul juridic și a produs efecte juridice. Și nu numai că nu-l mai poate retrage instituția emitentă, adică Ministerul Educației, ca până acum, dar nu-l mai poate retrage nici instanța pe motive legate de fond, de conținut, că e teză bună sau teză proastă, că e teză plagiată sau neplagiată. Hai ca să înțelegem, iartă-mă, deci dacă am furat un portofel și am apucat să-l deschid și să plătesc ceva din banii de acolo, nimeni nu poate să mă pună să dau portofelul înapoi cu banii din el, că am apucat deja să-i folosesc. Aici, exemplul pe care îl dai tu, atinge exact fondul problemei. Nu se mai poate retrage pe cale administrativă. Ca infracțiune, plagiatul însă rămâne. Cu o condiție. Să reclame victima. La noi victimele nu reclamă. Dacă cel pe care l-a copiat domnul Bode, cel pe care l-a copiat domnul Licu, cel pe care l-a copiat domnul Ponta, cel pe care l-a copiat pe cine vreți dumneavoastră, da, ar depune plângere, lucrurile ar merge pe filiera penală. Și atunci, da, nu poți să iei banii din portofel și, cum ai spus tu mai înainte. Da, numai că am văzut, dar, că la noi, așa zisele victime, cum ar fi, de exemplu, colegul domnului Câmpeanu, nu exact, numai că nu fac plângere, dar spun, eu i-am dat să ia, nu e nicio problemă. Iar ca sancțiune administrativă, subiectul este închis prin CCR. Deci, înțeles. Da, poate să descopere Comisia de Etică că lucrarea este plagiată 100%. Da? Da. 100%. Am înțeles. O să vedem la ce se ajunge cu cercetarea asta, măcar așa, de curiozitate academică, să zicem așa. Mulțumesc, nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, amândurora. Ne reîntâlnim mâine seară la 20.